nicio întrebare. De rog, Anca, spune și tu ceva. Dar nu știu unde ceva microfon. Bună seara. Deschis? E deschis, deschis. Bună seara, mă auziți? Foarte scumoasă prezentare, Dragoș. Dar sunt sigur că ai foarte multe lucruri de spus pe partea de display, pe partea de display, sunt sigur că o să spui foarte mult. E perfect, da. Ok, deci acum urmează prezentarea Ancăi. Da? De un an, de aproape un an, Edo Specialist la două panale divizia de PPC. O zeiță în ale display-ului, da? Ok, și o ascultăm cu atenție să vedem ce tricuri ne spunea despre campania de display și nu numai. Bună seara, numele meu este Anca Ilaș, cum a spus și Dragoș, lucrez la divizia de PPC de la două parale. Și în seara aceasta vă voi vorbi despre targetare eficientă în rețeaua de display Google, da. Și mă scuzați dacă mă bâlbui pentru că am emoții, este prima mea prezentare de la lumea SEO, cu siguranță, în curând, voi prinde cred. Câteva cuvinte despre mine. Sunt certificată AdWords atât pe partea de search cât și pe partea de display. Am participat în septembrie anul trecut la cursurile organizate de Google Online Marketing Academy în Grămiș și pe blogul nou cu punctaj de 94,5. În cadrul acelui eveniment am avut ocazia să fiu speaker în luna martie, unde am avut ocazia să transmit mai departe studenților de la Universitatea din Crești, Sibiu și Cluj ceea ce am învățat și în cadrul cursurilor și ca și experiență, da, scuze. Locul 9 din câți în total? Locul 9 din vreo 200. Câți au fost formări pe școli? 200 au fost în total. Mulțumesc, bravo! Mulțumesc! Și Cornel a fost în top. Așa. Alături de echipa magică, că așa ne promovăm noi de la departamentul de PPC de la două parale, gestionăm conturi pentru clienți mari și foarte mari din România, printre care Provident, Arabesc, Meli Melo, iar din domeniul locuiericulturii, Corporate Center, care este o bancă de recontare pe ce unde suntem, și Baby Trend, care vând produse pentru copii. Aș mai am o precizare că am uitat să zic la început. Copilul meu este deja născut. Adică strategia pe care vă voi propune în seara asta este pentru părinți care deja au ok, să trecem la subiect, da? Subiectul de astăzi. Cum a precizat și Dragoș la început, eu am ales pentru că am observat că la majoritatea evenimentelor din domeniul la care am luat parte, mulți specialiști pun foarte mult accent pe partea asta de search, de remarketing, care funcționează, desigur, și sunt foarte ok. Eu am ales în această seară să vorbesc despre campanii de display, da? Deci excluzând marketingul și vă voi arăta cum, folosind instrumentele puse la dispoziție de Google, puteți realiza campanii eficiente, da? Care să vă aducă și vânzări. Pentru că asta era marea obiecție pentru campaniile de display, cheltuie mulți bani, nu au așa de multe conversii și sunt recomandate pentru brand awareness. Astăzi vă voi împărtăși niște tips and tricks, astfel încât să reușiți prin campaniile voastre de display să atrageți vânzări. Asta ne interesează, parte. Ok, de ce Google Display Network? De ce vă recomand și campaniile clasice, old fashion de display, da? Except în marketing. Pe partea de search, ok, se presupune că deja derulăm de ceva vreme campanii, am testat o grămadă de chestii, o grămadă de cuvinte cheie, deja ne-am făcut o listă, știm ce cuvinte cheie convertesc. Dar la un moment dat ajungem la un punct când deja nu mai știm. Nu mai avem oportunități de creștere atât de mari. Dar am testat tot, reclame, landing page-uri, ce vreți voi. La un moment dat se ajunge la o creștere mai lentă, să spunem. Pe remarketing-ul este probabil cea mai super tare invenție a Google din ultimul timp, da? Are succes maxim, sunt de acord cu remarketing-ul. Însă, remarketing-ul practic afișează bannere și ne promovează produsele utilizatorilor care deja au ajuns pe site-ul nostru, deja au auzit de noi, deja și-au
arătat interesul față de produsele noastre vizitându-ne site-ul. Da, face o treabă foarte bună, însă la un moment dat un business are nevoie să crească. Să crească și o soluție pentru creșterea business-ului este să atragă clienți noi. Vizitatori pe care mai târziu vom vedea în cadrul prezentării prin utilizarea tool-urilor potrivite, îi vom putea converti în clienți. Da? Deci vizitatori și mai clienți. Care este marele avantaj al campaniilor de display? Prin display ajungi la 90% din utilizatorii de internet. Ultima dată când am verificat cifra, erau ca și utilizatori de internet 8,7 milioane în România. 90% înseamnă peste 7 milioane jumătate. Da? Vă întreb acum, voi care aveți magazine online, câți la sută din acești utilizatori de internet? Ok, nu sunt toți în targetul nostru, noi, magazin care vindem, promovăm produse pentru copii. Câți la sută deja v-au vizitat site-ul astfel încât voi să-i puteți remarketa, să-i puteți presa cu bannere în care să le promovați site-ul. Da? Cred că e un procent destul de mic dacă stăm și facem calcule. Ok, deci, în concluzie, pierdem clienți și bani, pierdem oportunități. Dacă tot nu v-am convins, da? Și în continuare vă gândiți, da, ok, am testat campanii de display, au cheltuit o grămadă de bani, mi-au adus o conversie, da? Am avut cost de conversie mare. De asta am pregătit și această prezentare, vă voi arăta că nu putem atrage vânzări pe rețeaua de display, folosind targetările corecte, folosind mesajele potrivite, bannerele potrivite și așa mai departe. Ca orice altfel de campanii de marketing și de orice vreți voi să faceți, mai întâi ne gândim la o strategie. Da? Și am pregătit aici câteva pași, câteva întrebări la care trebuie să ne răspundem noi înainte de a demara campania și de a începe să urmă. Primul pas, analizează clientul. Asta e valabil pentru orice strategie de marketing, repet. Dacă e un profil, trebuie să mă întreb, cine cumpără de la mine produse pentru copii? Femei, bărbați, care este proporția dintre cei doi? Dragoș, în prezentarea lui, i-a spus, nu prea ai spus de bărbați. Eu voi arăta în prezentarea mea cum pot să vinzi produse destinate copiilor și bărbaților. Eu n-ai fost rasist. Nu, sunt de acord cu tine în parte, dar e ok să vezi cum pot să vinzi produse pentru copii și bărbaților. Da? Care sunt proporțiile între femei și bărbați? În ce interval de vârstă se încadrează clienții mei? O altă întrebare, ce interese au ei? Pe ce site-uri se plimbă? Mă interesează lucrul ăsta astfel încât să știu unde să mă afișez, pe ce site-uri să mă afișez cu produsele mele. Cum cumpără ei? Ce, la cât timp? Ce obicei de cumpărare au? Așa, și acum voi încerca să răspund la câteva dintre întrebările de mai sus. Avem un facts moment, am venit eu aici. Ok. Conform New Media Trend Watch, în iunie 2012, în România erau 8,6 milioane utilizatori de internet în România. Mă repet, nu toți sunt în targetul nostru, nu toți au copii, nu toți... Așa, dar e o cifră în care trebuie să o reține. Conform Consumer Barometer, 7% din acești utilizatori cumpără jucării online. Asta înseamnă cam 600.000. Vă întreb iarăși, voi câți clienți aveți pentru magazinul vostru online, care promovați servicii și produse pentru copii? Iarăși, mai devreme v-am întrebat, ok, avem femei, bărbați, care este proporția dintre cei doi? Avem de 5 ori mai multe femei cumpără jucării, că fix la asta se referea studiul de pe Consumer Barometer, cumpără jucării mai mult decât bărbați, femei. Așa, și în jur de, conform Institutului Național de Statistică, cam în jur de 30 de ani survine prima naștere la femei. Și aici am pus un mic grafic cu lila, sunt datele pentru distribuția născuților vii după grupa de vârstă, da? Cu lila avem datele din 2010, astea sunt ultimele
posturi disponibile. Și observăm aici, cam de la 25 de ani până la 35 avem punctul maxim. Da? Și după aia e o curbă ascendentă până spre 40 de ani. Deci asta este vârsta potențială noștri clienți. Pasul 2, segmentare. Ok, am vorbit. Avem femei, bărbați, am aflat care cumpără mai mult, cum îi împărțim. Și avem așa. Am pus eu 3-4 grupe, veți vedea imediat. Mamele. Mamele de circa 90% din buget alocat copiilor. Ele știu tot despre copiilor. Știu când trebuie diversifica meniul, ce măsuri au la haine, la încălțăminte, când îi iese primul prințișor. Știu toate detaliile astea, spre deosebire de tați, veți vedea mai târziu. Sunt foarte sensibile odată cu maternitatea. Mă interesează acest lucru pentru că mă voi adresa cu un mesaj mai caring când mă adresez lor. Da? Voi încerca să spunem, exploatez cumva această sensibilitate în folosul meu ca și magazin care vând jucării sau produse pentru copii. Mamele își alintă copilul, dar în același timp se uită foarte mult, caută jocuri care să le stimuleze personalitatea și inteligența, să-i ajute să se dezvolte pe cei mici. De asemenea, am pus aici, sunt foarte prezente odată ce au născut sau încă din stadiul de sarcină, sunt foarte prezente pe forumuri, bloguri, citesc mult cum să-ți crești copilul, se alătură comunităților de mămici, împart sfaturi, sunt proactive în discuții, vor să știe tot despre cum să-ți crești copilul. Tați, niște copii mai mari. Și asta veți vedea mai târziu de ce am spus asta și o să vă arăt cum puteți să le vindeți jucării tații. Așa. Tații nu prea se pricep. Ei de obicei cumpără conform unei liste. Mama stă acasă cu cel mic, îi dă lista tatălui, du-te la supermarket să cumperi. Aia. Ei, dacă ajung la magazin și nu găsesc produsul înscris pe listă, se blochează și la casă. Nu prea știu multe detalii despre copii, despre ce anume să cumpere. Nu se pricep la fel de mâncare, brand de Pampers, pute ce. Și le vinzi mai repede produsul, nu? Și le vinzi mai repede produsul, că nu știu foarte bine. Nu prea cumpără fără să ceară voie, știi? Cumva... Eu așa fac. Copii? Îmi fac femeile pe electronice. Da, exact. Noi nu ne pricepem la electronice, ei nu se pricepem la tampoane și scutece. Îi trimit, se blochează, sună acasă. Cum e limbi? Tu ai spus ceva, ai spus. Nu? Da, așa da, e. Nu cumpăr deloc. Nici nu mai sună acasă. Da, nici nu mai sună. N-am găsit. Ok. Tații cumpără preponderent jucării care să le placă și lor. Și vă explic imediat de ce am scris lucrul ăsta. Păi să ne gândim, de obicei mamele stau acasă cu cel mic. Mamele îl îngrijesc, mamele stau cu el toată ziua. Tații merg la birou, seara când ajung acasă, copilul e mâncat, schimbat, spălat, toate astea, da? Ei vor petrece timp doar să se joace cu cel mic. Câteva ore seara, da? Și au înfinanțe spre a cumpăra chestii care să le fie în activitatea lor împreună cu copilul, adică în jucării, ca asta e sarcina lor, jobul lor. Așa. Mai avem o categorie, bunicii, da? Care au de obicei vârsta între 55-65 de ani. Asta am pus, deci dacă deja nașterea subine jur de 30 de ani, cam asta este vârsta bunicilor. Și am mai pus eu acolo o precizare, sunt majoritari deja pensionați, au buget restrâns. Sau dacă nu sunt pensionați, oricum se uită mult la buget. Pe vremea lor nu erau atâtea opțiuni de jucării, sunt puțin bulversați de toată oferta asta de pe piață. Se uită mai mult la preț, chestii utile, nu prea știu, sunt cumva pierduți în spațiu. Ok, cum ajută pe mine Google să fac o campanie eficientă astfel încât să ating toate aceste lucruri pe care le-am prezentat eu până acum? Ca și instrumente avem targetarea pe bază de sex. Dar puteți face asta în interfața web
putem să ne adresăm, dacă dorim, ori unui public masculin, ori unui public feminin. Nu doar pe Facebook se poate face. Targetarea pe bază de vârstă. Iarăși am intervale de vârstă cărora pot să mă adresez cu oferta mea. Personalizând-o într-un mod corect și punând mesajul potrivit, voi obține rezultate. Targetarea pe bază de audiențe, interese. Asta e de departe tool-ul meu preferat. Și veți vedea imediat și de ce. Deci nu știu dacă vedeți foarte mult. Ok, am dat aici și niște exemple de audiențe, pentru că sunt o grămadă. Trebuie să vă jucați și să vă uitați voi acolo și pur și simplu să fiți creativi în legătură cu toate aceste categorii cu care la dispoziție de Google. Și avem prima categorie, v-am propus eu aici, cărți pentru copii. Da? Pot să targetez această audiență și să promovez secțiunea mea din site care vinde cărți pentru copii. Da? Mi se pare foarte ok. Adică audiența interesată de cărțile pentru copii, normal că este clar, are un copil acasă, caută cărți să-i citească seara înainte de culcare. Haine pentru copii. La fel. Am certitudinea că audiența din această categorie are acasă un copil, vrea să-i cupere haine. Fac, ofer bannerul meu în care promovez categoria de haine de la mine pe sat. După aia mai am categoria mare cu părinți. Unde am o grămadă de subcategorii. De exemplu, am subcategoria Baby Food and Formula. Celor din subcategoria aceasta pot să le promovez produsele de pe site-ul meu care vând produsele cu mâncare pentru copii. Categoria de jocuri. Aici cumva trebuie să fiți atenți pentru că trebuie să vă gândiți cam ce vârstă sau mă rog, trebuie să vă gândiți și la vârsta copilului când targetați această categorie. Că dacă e un joc ceva mai violent sau mai știu ce înseamnă, copilul deja e mai mare sau tatăl sau cine stă la calculator. Atracții turistice. Și v-am propus aici o altă subcategorie foarte interesantă. Parcuri tematice. Cine caută parcuri tematice înseamnă că are o familie, vrea să plece în vacanță cu familia. Lor pot să mă adresez cu produse destinate călătorilor copii, cum sunt saturile alea mobile. Sau pot să le vând produse, de exemplu, jucării Disney. Vino la mine pe site, la mine sunt 20% mai ieftine decât sunt la Disneyland în Paris. O altă categorie foarte de interes pentru noi, categoria toys. Și aici le-am și împărțite, action figures, building toys. Da. Building toys, aici pot să mă adresez la audienția respectivă și să promovez jocurile mele Lego. Categoria educație, early childhood education. Lor pot să le vând jocuri educative care stimulează inteligența, personalitatea, pot să le vând cărți cu numere, cu care sunt de-astea la copii. Educative. Produse educative. După aia. Familie, baby and pet. Mă rog, e cam aiurea alăturarea asta, baby and pet next. Dar știu că o persoană care se regăsește în această categorie, probabil încă nu a născut. Dar îți încerci să te decizi asupra numelui copilului cu câteva luni înainte de a-i da naștere, o lună, două. Ok, eu ca și, să dau un exemplu, bancă de celule STEM, pot să îi vând produsul meu de recoltare celule STEM celui care se regăsește în această audiență. Pentru că știu că el urmează să nască, ar putea fi interesat de recoltarea de celule STEM. Și aici v-am mai prezentat eu. E o subcategorie din categoria Things, Drawing and Coloring. Dacă eu am pe site creioane de colorat, acuarele, cărți de colorat și așa mai departe, ok, pot să mă adresez audienței respective cu temele specifice. Targetarea pe bază de topicuri. Veți regăsi aceleași categorii ca la audiențe. Diferența este că audiența se referă la persoană, topic se referă la pagină, la site. N-am să intru foarte mult în detalii. Ok, să luăm niște exemple. Am pe magazinul meu online produse Lego. Cum le promovez?
și am scris eu acolo mesaje diferite pentru persoane diferite. Persoane diferite sunt bărbați și femei, am stabilit deja vârsta 30-50 de ani, da, cam atunci, să zicem, copilul e mic până la o vârstă la care se poate juca cu Lego. Bărbaților, cum mă adresez? Lego, mai mult prin copilul tău. Am spus mai devreme, bărbații au ca sarcină principală în legătură cu copilul să se joace cu el, să petreacă mai mult timp cu copilul lui. Îi vând Lego cu acest mesaj și sugerez, ok, distrați-vă împreună, mai mult timp cu copilul tău, faceți activități împreună, petreceți mai mult timp. Ia-i lui jucăria care ți-a lipsit ție. Și acum vă întreb, când erați mici, cât adică nu vă plăcea să vă jucați cu, mă rog, nu erau Lego, erau alte tipuri de jucării, dar tot sunt atractive și pentru noi acum ca adulți, jocurile Lego. Îl atingi cumva la inimă, ia-i lui jucăria care ți-a lipsit ție. E un mesaj oarecum sensibil. O jucărie pentru tine și copilul tău. Iarăși îi sugerez că Lego vă aduce împreună, vă unește, petreceți mai mult timp împreună, jucându-vă împreună cu un Lego. Femeilor, ce le spune? Femeile nu prea se ducem și nu te simt așa în transport, construide, nu știu ce. Lor le spun, pentru micul tău inginer, le sugerez cumva că Lego este un joc care stimulează inteligența, îl face proactiv. Distractiv și educativ. Asta vreau să le spunez. Copilul tău, când se joacă cu Lego, se și distrează, dar și învață. Devine mai creativ când construiești. Mesaje diferite în momente diferite. Iar dacă mai devreme am vorbit despre mesaje diferite cărora le adresăm persoanelor de sex masculin sau de sex feminin, acum vă voi propune abordarea mesaje diferite în momente diferite. Și avem categoria Early Childhood Education. Ok, celor din această categorie voi încerca să le vând Lego și să le promovez Lego ca fiind un joc educativ care stimulează inteligența, personalitatea. Da? Lor o să le vin mesajul de tipul Lego, distractiv și educativ. Învață prin joacă. Cea mai cunoscut joc de strategie. Nu știu cum să-l încadrez. E strategie. Așa. Lasă să-și construiască singur jucăria. Deci este, vreau să le sugerez că este un joc care stimulează creativitatea, inteligența, personalitatea și așa mai departe. Ai întrebări? Nu, la sfârșit. La sfârșit. Așa. Acum vă propun o abordare puțin mai îndrăzneață, să zic așa. Putem să targetăm audiența din categoria mașini. Dar nu am certitudinea că audiența respectivă sunt tați sau au copii acasă. Nu am certitudinea aceasta. Dar pot să presupun că sunt bărbați. E o campanie de tipul acesta, aș targeta-o pe bărbați, vârsta la care ar putea să aibă un copil și mă adresez un mesaj de genul, pentru că nu știu sigur dacă au acasă copii sau nu. Ești poate o mașină pentru vârsta lui. Adică tu îți cumperi, îți cauți să-ți cumperi o mașină pentru tine, ok, ia și lui una. Da? Și am zis mai în următorul rând. Ești poate, ia și lui o mașinuță nouă. E o chestie așa de uniune, hai, tu ții mașină, ia-i și lui, jucați-vă împreună. Tot sugerează același lucru. Da? Și promovez colecția Cars de la Lego. Produse diferite în momente diferite. Aici iarăși o abordare îndrăzneață, vă propun. Putem testa targetarea pentru audiența superhero-films. Iarăși, când facem campania respectivă, crezi cum că publicul este de sex masculin, dar e doar bărbați. Femeile nu știu cât de mult sunt ele interesate de superhero films. Și îmi voi promova produsele mele din colecția Star Wars, Hobbit, Batman și așa mai departe, de la Lego. Da? Deci lor le afișez un banner produsele respective și le pun un mesajul. Mesajele prezintă personajele preferate ale copilăriei tale. Sau supereroii tăi pot fi acum supereroii lui. La fel, sugerează cumva ideea de petreceți timp împreună, împărtășiți lucruri, lasă-l să te cunoască și așa mai departe. Exemplu 2.
Și aici am prezentat un exemplu de targetare la mai multe nivele. Targetăm, spre exemplu, categoria de travel. Mai punem ca și cuvinte cheie. Disney, Disneyland, Disney World. Adică, cei interesați de parcuri tematice. Da, targetez vârsta la care ei ar putea să aibă copii și ne promovăm și pe mine din colecția Barbie Disney. Da? Și ne dau mesajul. Noua ei jucărie preferată, jucării Disney, iar la reducere. Știm cu toții, sunt foarte scumpe jucăriile din parcuri de distracție. Da, cu siguranță ar trebui să vedem acolo o creștere de vânzări.